În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost știrea despre accidentul rutier de pe strada Sării, în care a fost rănit un biciclist. Știrea despre adunarea generală a Asociației de Proprietari numărul 8 Iernuțeni, în care fostul președinte este dat dispărut și acuzat de delapidare, a fost a doua în topul audienței. Pe locul 3, în topul preferințelor internauților, s-a aflat știrea că la Batoș va avea loc sărbătoarea mărului. Știrea despre biciclistul lovit de o mașină pe strada Sării din municipiu a fost cea mai accesată postare în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dareghin TV. Pe locul 2 ca număr de vizionări se află știrea despre întâlnirea proprietarilor din cadrul Asociației numărul 8 Iernuțeni după ce au fost înșelați de fostul președinte. Pe locul 3, în topul preferințelor utilizatorilor de Facebook, a fost materialul despre cea de-a 13-a ediție a sărbătorii mărului la Batoș. Puteți vedea și dumneavoastră știrile, vizitând site-ul jurnaldereghin.ro sau accesând pagina de Facebook Dareghin TV, cele mai populare site-uri cu știri din zonă.